Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de 176 ediții de analize economice, un proiect comun, IDIS Viitorul și Privesc Eu. Toate celelalte ediții le puteți observa pe pagina noastră sau pe pagina mea ioniță.md. Astăzi va fi o ediție așa mai specială, noi mai avem astfel de ediții, și este anume în parteneriat cu Confederația Națională a Patronatelor. Din ce motiv este parteneriat cu ei? Din simplu motiv că astăzi vreau să discutăm despre un subiect, salariul minim în Republica Moldova și cum ne ajustăm politicile noastre la politica Uniunii Europene. Avem nevoie de acest lucru din două motive. Primul motiv este legat de faptul că dacă noi pe bune dorim ca Republica Moldova să devină membru a Uniunii Europene, pe lângă multe probleme pe care avem să le rezolvăm, una dintre ele este protecția salariaților și anume standardul de a asigura salariaților noștri cu un salariu minim garantat, lucru pe care Guvernul Republicii Moldova trebuie de pe acum să-l asume ca în anul 2030, perioada care cel mai probabil noi vom fi gata pentru a intra în Uniunea Europeană, noi la salariul minim din Republica Moldova să fim la standardele acceptate în Uniunea Europeană, nu vorbim de salarii mari, vorbim de salariu raportat la salariu mediu. Iar al doilea lucru ține de competitivitatea noastră. Și aici de multe ori când discutăm despre salariu minim apare o percepție falsă, precum că este sindicatele pe de-o parte, patronatele pe de altă parte și ei sunt într-o luptă și competiții cum să stabilească salariul minim. Vreau aici să fac așa o chestiune practic lirică. Atât sindicatele, cât patronatele, cât și guvernul, acum trebuie să fie uniți într-o singură perspectivă. Salariul minim nu este un mofta sindicatelor, nu este o nedorință a patronatelor, este un instrument prin care noi putem să câștigăm competiția în care suntem noi. Haideți să spunem așa cum este. În prezent în Europa, aproape toate țările se confruntă cu o problemă demografică, numărul populației scade și unicul mecanism prin care țările dezvoltate își pot permite să-și asigure competitivitatea este importul sau migrația forței de muncă. În felul acesta, majoritatea țărilor își rezolvă problemele de piața forței de muncă prin migrație. Din nefericire, în acest proces, Republica Moldova este donator și nu este receptor de forță de muncă. Din acest motiv, noi avem nevoie să dezvoltăm toate instrumentele necesare că atunci când vom adera la Uniunea Europeană să fim cât de cât competitivi cu țările, nu Uniunii Europene, ci cel puțin cu țările din regiune. Pentru acest lucru, ca să discutăm despre salariul minim în Republica Moldova, vreau de întâi să trecem cum fac eu tradițional statistica care o avem noi. Uitați-vă salariul mediu în Republica Moldova, am dat o dinamică de 93 când noi am tradus leu moldovenesc. Vreau atunci să vă aduc aminte că atunci salariul mediu în momentul introducerii leu moldovenesc era 31,2 lei, salariul brut, salariul net, omul primea 26 de lei pe lună. Puțin cred că își imaginează cum este aceasta. Dar astăzi, în acest an, noi vom avea un salariu cel mai probabil peste 14.300 de lei. La anul, cel mai probabil, vom avea 16.300, iar în 2027, cred că vom depăși 20.000 de lei, vor fi 21.000 de lei 500. Legat de puterea reală de comparare, deci care este salariul real în prezent față de anul 91, anul independenței, am luat în anul 91 100%, el a scăzut de 5 ori în 93, oamenii noștri erau de 5 ori mai săraci casa la salariu primit comparativ cu 91, vedeți o prăbușire a veniturilor și doar în 2008 salariul din Republica Moldova după puterea de comparare, cumpărarea a depășit nivelul 91, vedeți în 17 ani de zile ca să ne întoarcem acolo de unde am fost. În anul 2020 noi am avut o maximă, apoi 21-22 am avut o scădere, 23 o recuperare, iar în acest an prima dată salariul mediu va depăși de 2 ori puterea lui reală față de 91. Deci astăzi cetățenii Republicii Moldova care au salariu, au un salariu real după puterea de comparare de 2 ori mai mare decât a fost în 91, anul independenței. În toată perioada din 95 am luat până în prezent, observăm că în fiecare an salariul real, deci salariul creștere nominală minus rata inflației, în fiecare an a fost pozitiv, cu excepția câțiva ani de zile, 98-99, știți, a fost cei mai negri ani, 2011 a fost o ușoară scădere, 2015 știți foarte bine când, după ce am avut deprecierea valutei, și 2021-22, criza energetică, criza prețurilor, lucrul acesta ne-a dus la o scădere reală.
Ca să fie clar, am luat și o perspectivă mai lungă de 75 de ani, dacă observăm atent, în 5 ani de zile, cel mai mare creștere a fost în 2001-2005 și de fapt este legat de o recuperare după o scădere de 10 ani de zile, practic 15 ani de zile, aici este o perioadă de recuperare, iar acum noi suntem în limita normală, chiar dacă am avut criză 21-22-23-24 recuperăm și în mediu pentru 4 ani de zile creșterea va fi de 3,1%. Creștere negativă plus creștere pozitivă, în total totuși avem o creștere pozitivă în 4 ani de zile. Asta este salariul mediu. Acum salariul minim. Până în 2010 salariul minim era destul de rupt de realitate, el era unul, să zicem, mai mult formal decât cu sens real. Până în 2021, chiar dacă am avut un salariu minim destul de bun, totuși el nu se răsfrângea asupra tuturor categoriilor de salariați, în special cea mai mare categorie de salariați bugetari, asupra lui acest salariu minim nu se răsfrângea, și anume aici în sectorul bugetar erau cei mai mulți care aveau sub salariul minim. Din 2022, prin politica sa de ajustare, de aici vreau să spun că în prezent noi practic am început perioada noastră de ajustare la standardele europene, salariul minim este pentru toată economia Republicii Moldova și în 2024 este de 5.000 de lei. Ce înseamnă lucrul acesta? Ca să fie clar, am luat în felul următor. 10% din cei mai prost plătiți salariați și am luat care este salariul lor mediu comparativ cu salariul minim. Dacă vă uitați atent, în 2010, spre exemplu, salariul minim era de 1.600 de lei, iar cei mai proști plătiți 10% din salariați primeau 760 de lei. Altfel spus, 10-15% din salariați aveau un salariu sub salariul minim garantat. Din ce cauză? Că erau din sectorul bugetar, care nu erau protejați de salariu minim. Lucrul acesta a mers toți acești ani până în anul 2021, când salariul minim era puțin mai mare decât salariul la 10% cei mai prost salariați, iar din 2022, deoarece în această categorie intră absolut toți oamenii, observăm că salariul minim este mai mic decât la 10% din cei mai prost plătiți salariați, altfel spus, putem spune că la noi în țară, practic când vorbim de salariu minim garantat, vorbim despre 10% din salariații Moldovei care sunt cei mai vulnerabili și noi când spunem că trebuie să majorăm salariul minim, de fapt avem în vedere vreo 60.000 de oameni care sunt în zona de risc, care au un salariu în zona de 5.000 de lei în acest an, dacă observăm, la dânsul salariul este de 5.600 de lei, practic toți au salariu minim garantat. Cât e acesta salariu minim la salariu mediu? Eu am făcut comparația din 2010, din ce cauză? Până în 2010 salariul minim era cam 8-10-20% din salariul mediu, ceea ce este de fapt o cifră inadmisibil de mică. Acum, din 2020 până în 2021, el chiar dacă era mai mare real, salariul minim nu proteja toți cetățenii, de ce datele sunt pe jumătate relevante, iar din 2022 observăm noi suntem undeva la 35% salariul minim este din salariul mediu pe economie. De fapt, cel mai prost plătit salariați au o garanție că la ei salariul este nu mai mic de 35% decât media pe economie. Spunând toate acestea, văzând că la noi, încă o dată repet, până în 2021 bugetarii nu erau protejați de această lege și ei, de fapt, erau cei mai vulnerabili. Din 2022, Guvernul Republicii Moldova a depus un efort destul de puternic ca să poată garanta tuturor bugetarilor acest salariu minim și lucrul acesta a scos din vulnerabilitate extremă cei mai mulți bugetari care și erau, de fapt, subiectul acestui salariu minim, dar ei nu erau protejați. Haideți să vedem cum este situația în Uniunea Europeană. Am luat pentru anul 2024, evident, la cursul valutar. Cel mai mare salariu minim garantat este în Luxemburg, 2571 de euro. Mult mai departe după el este Belgia, Olanda, Irlanda, observăm țările din nord. Din Uniunea Europeană, cel mai mic salariu minim garantat este în Bulgaria, 477 de euro. România este 605. În Albania, o țară care, ca și noi, pretinde să între Uniunea Europeană, 360, iar în Republica Moldova, după cum și bănuiesc, este cel mai mic salariu minim garantat, 260 de euro. Dar cel mai important nu este salariul minim,
Cel mai important este cum salariul minim se raportează la salariul mediu sau cum țara își protejează lucrătorii săi cel mai vulnerabil. Și atunci noi toate țările din Uniunea Europeană le putem împărți în trei categorii. Prima categorie este țările cu un nivel înalt de protecție, unde salariul minim este mai mult de 50% din salariul mediu din economie. Observăm aici între Franța, Croația, Bulgaria, chiar dacă la dâns salariul minim este cel mai mic din Uniunea Europeană, dar el are un nivel de protecție ridicat. Deci, din cauza că în Bulgaria oamenii relativ salariile sunt mici, chiar dacă este cel mai mic, dar comparativ cu salariul mediu din economie, în Bulgaria este cam la cel mai mare nivel, acușa vom vedea în grafic, și ei intră în țară, inclusiv și România, chiar dacă salariul minim este micuț, dar comparativ cu restul din economie, salariații din România au un nivel de protecție ridicat, deoarece lor le este garantat un minimum mai mare de 50% din salariul mediu. Asta vă rog să țineți minte cifra. Al doilea sunt țări cu nivel mediu de la 40 la 50% și țările cu nivel scăzut de protecție sunt doar 3 țări unde salariul este puțin sub 40%. Republica Moldova, dacă observați, este mai jos decât toate țările din Europa, 35%. Deci atunci când vorbim de protecția salariaților, noi trebuie să ținem cont că noi vorbim despre faptul, chiar dacă într-o țară salariul mediu este micuț, statul garantează că cei mai vulnerabili salariați nu vor avea un salariu mai mic decât anumită sumă. Suma de referință trebuie să fie 50% din salariul minim. Deci o țară își protejează lucrătorii săi dacă cei mai vulnerabili lucrători primesc un salariu mai mare decât 50% din medie pe economie. Deci asta trebuie să fie obiectivul pe care noi trebuie să tindem să-l atingem. Am luat în comparație două țări, Bulgaria cu cel mai mic salariu din Uniunea Europeană, salariu minim garantat, și Republica Moldova. Dacă observăm, am luat dinamica din 2015, dar cel mai important este 2021 până în 2024. În 2021, diferența dintre noi și Bulgaria era de 2,4 ori, iar astăzi diferența dintre noi și Bulgaria este de 1,8 ori. Altfel spus, Republica Moldova, în ultimii 3 ani de zile, majorând mai responsabil salariul minim, am reușit să reducem discrepanța dintre noi și țara cu cel mai mic salariu minim de garantat din Uniunea Europeană cu 23%, astfel noi acum avem o diferență cu mult mai mică decât Bulgaria. Deci lucrul acesta tot trebuie să-l ținem minte. Și aici am făcut un grafic unde am arătat trei indicatori. Care este salariul mediu pe economie? Deci observăm de la mai puțin de 1.000 de euro până la 5.000 de euro. Care este salariul minim garantat? Și trei, care este raportul dintre salariul minim și salariul mediu pe economie? Dacă observăm, cea mai bună situație este în Luxemburg. Ei au salariu foarte mare, au un salariu minim foarte mare și raportul dintre salariu minim și salariu mediu este tot destul de mare, 55%. Deci în Luxemburg, chiar dacă salariul mediu este unul foarte ridicat, statul garantează că 55%, salariul minim nu este mai mic de 55% decât salariul mediu. Franța, chiar dacă are un salariu mai mic, are, însă la ei salariul minim este aproape 60% din salariul mediu, ceea ce înseamnă cel mai ridicat nivel de protecție. Dacă ne uităm atent, România și Bulgaria sunt cam la extrema nedorită, deci ei au și un salariu mediu și un salariu minim destul de scăzut. În cazul Bulgariei, salariul este mai mic decât în România, inclusiv și salariul minim este mai mic decât în România, dar Bulgaria, fiind o țară cea mai săracă la capitolul salariu și salariu minim, totuși la ei nivelul de protecție este mai ridicat decât în România. În România este 50% salariu minim comparativ cu salariul mediu, în Bulgaria este de 55%. Deci, fiind o țară mai săracă, ei protejează mai mult populația săracă. Și la extrema cea mai nedorită este Republica Moldova, unde și salariul mediu și salariul minim este cel mai micuț din Europa, este evident, și raportul dintre salariul minim și salariul mediu este cel mai micuț din Europa. Ce avem noi de făcut?
Republica Moldova are în fața sa câțiva ani de zile, 6-7 ani de zile. În acești 7 ani de zile, noi ar trebui ca să aducem salariul nostru minimul garantat la 50% din salariul mediu. Într-un an de zile nu trebuie să faci lucrul acesta. Noi am început acest proces practic din 2022, atunci când am garantat tuturor angajaților că ei sunt protejați de salariul minim, și atunci chiar am făcut un tabel cum ar trebui să se întâmple. Am luat anul 2023, când am avut 32,4, în acest an noi real vom avea 35%, de fapt creștem cu 2,5% puncte procentuale, este o creștere destul de semnificativă. În anul viitor, cel mai bine ar fi ca să ne asumăm o responsabilitate, să garantăm un salariu minim de 38%, astfel încât, având un plan de ajustare a salariului minim garantat la salariul mediu, cât e anul 2030, Republica Moldova, ca și țara vecină România, să ajungem cu un salariu minim garantat de 50% din salariul mediu. Cât asta va fi? Dacă în acest an salariul mediu, ați văzut, e 14.300, la anul el va crește, ca să garantăm 38%, salariul minim garantat va trebui să fie 6.200 de lei. În anul 2026, ținând cont de evoluția salariului mediu, și va trebui să avem 41%, noi trebuie să avem 7.700 de lei, iar către anul 2027, 9.350 de lei. Deci asta trebuie să fie planul nostru care ne-l facem în următorii ani de zile, într-o manieră în care să ne permită către anul 2030 să ajungem la un salariu minim de 50%, un standard care toate țările din Europa tind să-l atingă. Și încă o dată repet, dacă într-o țară mai bogată își pot permite ca un salariu minim să fie mai mic puțin decât 50%, dacă ați observat bine, cu cât țara este mai săracă, cu atât e mai tare încearcă să-i protejeze pe cei mai săraci. Cazul cel mai clar este Bulgaria, unde salariul minim este 55% din salariul mediu. Am putea spune că aceasta ne va costa foarte mult. Da și nu chiar. Și am să explic din ce cauză. Dacă în anul 2026 noi nu am majorat salariul minim, pentru cei care sunt cel mai prost plătit salariați, pentru ei salariul va crește undeva până la 5.800 de lei. Deci noi avem inflație, avem majorări de salariu, avem creșterea naturală a salariului și cei mai prost plătiți 10% din salariați, la ei salariul 2025 în mod obișnuit ar fi 5.800 de lei. Cam atât ar fi gata să le majoreze și guvernul și sectorul privat. Tot ce face guvernul este că pentru cei mai vulnerabili 10% din salariați, doar 10%, că despre ei vorbim, noi spunem, dacă la ceilalți tu majorezi salariul în mod normal cu 12-13%, la ei trebuie să faci o majorare mai mare și să majorezi salariul nu la 5.800, dar la 6.200. Și noi, de fapt, când vorbim despre impactul acestui efort financiar care trebuie să-l depunem, nu luăm toată suma, dar luăm doar diferența. Deci noi avem o majorare naturală la salariului de la 5.000 de lei până la 5.800 și politica guvernului trebuie să fie să încurajăm creșterea acestui cu 400 de lei pe lună. Deci să spunem tuturor că nu vei plăti 5.800, dar vei plăti 6.200. În felul acesta, în Republica Moldova, anul viitor, fondul de salarizare va fi cam 1.122.500.000 de lei, în creștere evident față de acest an, iar tot ce va trebui noi să dăm suplimentar sunt 290 de milioane de lei. De fapt, noi vorbim despre o sumă de care din fondul de salarizare 0,2%, deci o leac mai mult de 0,2%. Noi vorbim despre o sumă infime de micuță comparativ cu impactul asupra acestui grup de salariați. În anul 2026 suma va fi puțin mai mare, că țineți cont că noi creștem de la 38 la 41 și apoi va crește la 1 miliard și ceva de lei, dar în condiția în care fondul de salarizare va fi cu mult mai mare. Și am arătat aici ultimul grafic, dumneavoastră vedeți foarte clar, arăt cât crește salariul, cât el crește în mod natural, cât el trebuie să susținut prin prolicele statului, iar rezultatul este în felul următor. În Republica Moldova, sub sau salariații vulnerabili care sunt protejați de salariu minim reprezintă aproximativ 10% din salariați. Deci acești 10% din salariați, dacă nu sunt protejați, la ei salariul minim
este mai mic, salariul mediu pe care îl primesc ei, anul viitor ar fi cam vreo 5.800 de lei. Deci dacă noi nu întreprindem nimic sau dacă noi garantăm un salariu minim de 5.800 de lei, mai bine nu facem nimic. Deci asta, cum îi spune, că soarele răsare dimineața. Deci 5.800 lei oricum vor primi. Tot ce trebuie să facă sindicatele, patronatele și guvernul, să-și asume responsabilitatea ca către 2030 noi să ajungem la un salariu de 50, minim de 50%, anul viitor de la 35% să urcăm la 38% și efortul financiar care trebuie depus pe întreaga țară este de 290 de milioane de lei dintr-un fond de salarizare de 125 de miliarde de lei. Deci 2%. Și aceasta înseamnă că noi vom insista că atât guvernul la salariaților, cei mai mulți sunt la guvern, cât și patronatele la salariaților care sunt în minoritate, să majoreze de la majorarea obișnuită de la până la 5.800 de lei, să le mai majoreze încă 400 de lei. Toate aceste propuneri, împreună cu sindicatele, noi le vom da și în formă scrisă la guvern, la parlament, ca toți împreună, noi ca societate care responsabil să atârnă de perspectiva dezvoltării Republicii Moldova și necesitățile de forță de muncă, să ne asumăm și această mișcare spre normalitate ca Republica Moldova, în momentul apropierii de aderarea la Uniunea Europeană, o problemă sensibilă de protecție socială al celor mai vulnerabili salariați, să ajungem la standardele Uniunii Europene, și anume, salariul minim pe economie să reprezinte 50% din salariul mediu, lucru care ne va face să fim comparabil cu țările vecine, că în primul rând trebuie să ne comparăm cu România și Bulgaria, lucru care ne va duce la standardul european de securitate salarială, iar efortul este unul pe care noi real ne-o putem asuma și pe care îl putem în 6 ani de zile să-l implementăm pas cu pas, astfel ca în perioada imediat următoare să atingem acest nivel minim de protecție. Și încă o dată repet, vorbim despre 10% din cei mai vulnerabili salariați care fără un astfel de ajutor riscă să aibă un salariu mult sub minimul necesar pentru supraviețuire. Aici n-am vorbit despre costurile de viață, n-am vorbit despre necesitățile reale de finanțare, deoarece îmi dau seama că din punct de vedere realist și economic vorbind, noi nu putem astăzi vorbi de un efort mai mare financiar decât acesta, salariul minim pe economie să fie 50% de salariul mediu. Vă mulțumesc și până data viitoare!